Bună seara și bine v-am regăsit! Continuăm seria de dezbateri electorale Te Votez la ProTV, la care participă candidații înscriși în cursa pentru alegerile din 28 noiembrie. În studio se află în această seară, în ordine, domnul Sergiu... În ordine, asta ar fi trebuit să fie ordinea. Domnul Alexandru Demian, candidat independent. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Sergiu Baltaga, candidat din partea Mișcării Acțiunea Europeană. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Valeriu Climenco, lider al Mișcării Social-Politice Ravno Pravie, care este și candidat. Bună seara și bine ați venit! Движение является candidatul. Dumneavoastră sunteți pe listă. Участником избирательной кампании? Да, конечно. Sunteți pe listă, deci sunteți candidat. Ca să vorbesc un pic mai rar, cred, ar trebui, pentru ca să se reușească la traducere, trebuie să vă aduc la cunoștință regulile de desfășurare a emisiunii. Candidații sunt invitați în ordinea tragerii la sorți. De asemenea, aveți în total 14 minute pentru a vă expune punctele de vedere. De asemenea, cei care nu beneficiază din vina lor de timpul acordat în mod gratuit de ProTV, acesta nu mai poate fi recuperat. Totul e clar. Întrebare cu răspuns de un minut. De ce meritați să ajungeți în Parlament? Răspund eu? Da. Pentru mine această campanie electorală este mai mult ca o... Eu am făcut științe politice. Și respectiv, ca să îmbogățesc mintea, așa, mai simplu spus, să acumulez mai multă informație, să devin mai deștept. Cam aceasta. Până la urmă am și eu niște propuneri și niște idei care cred eu că sunt vitale pentru societatea noastră și am să încerc să le promulg dacă trec în Parlament. Mai departe, dumneavoastră, de ce credeți că Mișcarea Acțiunea Europeană merită să ajungă în Parlament? Da. Bună seara, în primul rând. Stimați alegători, Mișcarea Acțiunea Europeană a pornit în această campanie electorală cu sloganul Mai multe fapte și mai puțină politică. Reieșind din acest slogan și aturile pe care le are Mișcarea Acțiunea Europeană, vreau să vă spun că am pornit și ne-am propus pentru următorii 4 ani de zile să realizăm multe, multe, multe fapte care în esență nu au fost realizate în 20 de ani de zile în Republica Moldova. De ce mai e? Vreau să vă spun că doar în ultimul an am demonstrat că suntem foarte activi pe piața politică din Republica Moldova. Am promovat proiectul Lege Pensii și Salarii, care a acumulat circa 200.000 de semnături. Avem în listele noastre oameni cu o valoare în ceea ce ține de experiența lor și realizări. Doar în primii 10 avem 5 conducători de raioane, 3 președinți și 2 vicepreședinți, avem 80 de primari, avem un lider incontestabil și ne propunem să facem mult mai multe decât în esență s-a vorbit în acești ani în Republica Moldova. Domnule Climen, cu aceeași întrebare, de ce Mișcarea Ravno Pravie ar merita să ajungă în Parlament? Движение Ravno Pravie заслуживает попасть в парламент, потому что мы наконец-то поняли, а напомню, что движение Ravno Pravie создано национальными меньшинствами нашей страны, русскоязычными жителями Молдовы. И мы поняли и осознали, что за 20 лет независимости Молдовы ни одна политическая организация, ни одна политическая сила, обещая решение наших многочисленных проблем, так своих обещаний и не выполнила. Нам надоело эта ложь в отношении нас, предательство наших интересов, поэтому мы пошли в парламент объединенными силами, русскоязычные жители Молдовы, представители всех этнических групп, тем, чтобы больше не уповать на того или иного политического дядю, который раздавал бы нам в очередной раз щедрые обещания, а самим защищать наши права. Domnule Demian, dumneavoastră sunteți licențiat în drept internațional, dacă m-am informat eu bine, da? Da. Așa. Lucrați ca șofer. Dați-mi voie să vă întreb. Ce n-ați găsit un loc de muncă pe măsura învățămintelor primite, a studiilor făcute? Bine, normal că nu sună prea frumos. Bine, eu o să încerc așa. În 2007, când am absolvit universitatea, am avut ceva propuneri să merg ca jurist începător la Ministerul Justiției. Le-am refuzat din cauza salariului mic și am încercat să fac o afacere. Am deschis un SRL, agenție de turism, plus bilete la avion. Cred că
până la urmă am investit foarte mulți bani. A fost foarte bine pus la cale, foarte mult m-am gândit cum să fac ca să pot câștiga, ca să mă pot menține. Din cauza unui monopolist mai mare la noi pe piață, o eșuat business-ul meu. Nu vreau să vorbesc pe tema asta acum, că cred că este o temă aparte. Am ajuns, aveam o mașină, avea tatăl meu, care mi-a făcut mie o procură generală. Respectiv, mașina am dat-o în arendă la o firmă de transport și eu m-am angajat ca șofer, ca să margă mai departe ceva stagiu de muncă să am, ca să nu pierd anii în zadar. Nu este nimic rușinos să lucrezi ca șofer, absolut. Nu despre asta era vorba, absolut. Ca să fie foarte clar, dar nu puteam înțelege de ce nu v-ați găsit un loc de muncă pe măsura studiilor pe care le-ați făcut. Încerc să nu pierd în zadar anii de studii care i-am făcut, chiar prin intermediul acestei campanii electorale. Cred că am și eu capacități, poate capacitățile mele sunt chiar mai mari decât la unii candidați la această campanie electorală și încerc cumva să mă promovez, încerc cumva să mă dezvolt, să nu stau locului. Cu timpul, să afle lumea despre existența dumneavoastră. Nu neapărat să afle lumea despre existența mea, nu vreau să-mi fac reclamă, eu vreau să fiu mai deștept, vreau să învăț, vreau să lupt permanent, nu vreau să stau... Spuneam la... Voi pozvolite маленький комментарий, да. Или маленькая ремарка. Да. Вообще это ужасно, когда на выборы в парламент пытаются баллотироваться люди, у которых за плечами ничего нет. Ни жизненного опыта, ни знаний. Вот молодой человек говорит, он идет на выборы, как независимый кандидат, для того, чтобы чему-то научиться. Люди дорогие, учиться надо в других местах, а не в ходе избирательной кампании. Это попытка дискредитации самой избирательной кампании, Домле, самого избирательного процесса. Это просто ужасно, когда в стране появляются такие безответственные люди, два десятка независимых кандидатов, за которых кроме их мам, пап, никто не проголосует. Но во имя чего это делать? Пропиарить себя? Я думаю, это Домле, абсолютно неправильный подход. Домле, подсвандрируй, у меня что-то профессия ведь. Педагог, так имя ментеск юбиня. Я? Да. У меня несколько дипломов. Журналист, историк, социолог. Cred că есть разница между вырстом я и вырстом дмитрия. Я в вашем возрасте в парламент с вашим багажом не ходил и никогда бы не пошел. Да, у меня был багаж дмитрия. Я иду в парламент тогда, когда я защитил кандидатскую, докторскую диссертацию, возглавляю партию, возглавляю крупную организацию общественно-политическое движение равноправия и Конгресс русских общин Республики Молдова, когда за моей спиной стоят огромное количество людей, а тогда это оправдано, поход во власть для того, чтобы во имя этих людей что-то делать. А вы идете для того, чтобы поумнеть, как вы заявили. Да, домнул Демьян. Vă ascult. Am vrut să am o remarcă. Ce ține de domnul Climenco? Chiar eu sunt unul din persoanele cele care vin din popor, care vin din oameni simpli, care trebuie să-i spună lui domnul Climenco că ca dumnealui vin în politică ca să divizeze societatea noastră. La noi în societate nu este discriminare. Este discriminare în Ucraina față de ruși, este discriminare în țările pribaltice. La noi în societate nu există discriminare. Dumneavoastră, cu Ravnopravia, dumneavoastră trebuie să mergeți în Transnistria, că acolo este discriminare față de moldoveni sau de români. Dar nu veniți în Republica Moldova să faceți o divizare de societate. Вот как раз то, что вы сказали, еще раз свидетельствует о том, что вы абсолютно ничего не знаете о процессах в стране, в том числе о политических, и берете на себя смелость заявлять то, в чем не разбираетесь. Поэтому вам не место вообще... Фарти бенема причеп. Фарти бенема причеп. Ам студят чинчан штинц политичи. Шам... Am citit foarte mult și am analizat foarte mult. Dumneavoastră sunteți persoana care a să divizeze societatea, sunteți persoanele cele care fac scânteie în societate artificiale, prin aceasta faceți ură ca să nu există la noi discriminare, domnule. Când pe mine cineva mă întreabă limba rusă, eu răspund în limba rusă. Я вам приведу только два факта. Только два факта. То, что закрываются группы в вузах с русским языком обучения, это не есть... Дайте я закончу фразу. Это не есть ли дискриминация? Пойдите в технический университет. То, что сегодня в государственных
в государственных органах власти русскоязычные жители Молдовы Домнули представлены Климов. Цифрой 0,15%. Это не есть дискриминация на право управления государственными делами. Domnule Climenco, eu zic să intervină în discuția noastră și domnul Baltaga, că tot se află aici și domnia sa, iar dumneavoastră v-ați consumat din timp foarte mult, cât despre Uniunea, cât despre Universitatea Tehnică la care v-ați referit. Eu știu, am văzut la știri acel protest, am mai văzut la acele știri, la fel că colega mea, Oxana Iuteș, a găsit studenții care învățau în limba rusă în sălile, în aule, foarte clar la toată în lumea. Aule, la, în stradă, nu știu cine erau, dar mă rog, este altă treabă, nu este subiectul discuției din această seară. Da. În seară era în stradă era domn Climianco și cu susținători de lui, cui plătește? Care de unde se plătească? Să vedem mai departe. Domnule Baltaga, tot vorbeam mai devreme despre discriminări, despre nu știu ce. Nici n-am vrut să ajung la acest subiect, dar parcă văd că dacă îl scot din cutia Pandorei se întâmplă discuții și mai aprinse. Ar fi știu bine că mișcarea Acțiunea Europeană pledează pentru, pentru integrarea în Uniunea Europeană, pentru scoaterea în afara legii a simbolurilor comuniste și a propus pentru anul viitor, pentru a nu face o coaliție cu Partidul Comuniștilor și pentru modificarea articolului 13 al Constituției în așa fel încât să fie legiferată denumirea de limbă română. Domnul Climenco, alături de dumneavoastră, pledează pentru a doua limbă de stat, limba rusă. Deci am în studio, să ne oprim un pic la limbă, că tot am în studio niște persoane care au viziuni diferite sau care reprezintă formațiuni politice cu viziuni diferite. Vreau să văd, domnule Climenco, militați pentru Est, Mișcarea Acțiunea Europeană pentru Vest. Pe domnul Demian îl rog să includă în discuție. Unde, încotro ne ducem? Poate mă lămuriți și pe mine și pe cei care ne urmăresc în seara aceasta. Da. Vreau să vă spun că pentru membrii Mișcării Acțiunii Europeană nu este atât de important sau nu este dificil de a vorbi mai multe limbi străine. Eu personal vorbesc 5 limbi străine și pot să-i răspund domnului Climenco în limba rusă. Ori dumnealui probabil nu poate răspunde în limba română, așa cum îi pot eu răspunde în limba rusă. Nu este importantă Republica Moldova atât de important, probabil relațiile personale și în ce limbă discutăm. Este important ca să fie acea pace pe care oamenii și-o doresc și să fie o bunăstare. Iată cum. Ce îi ține dezvoltarea Republicii Moldova și relațiile internaționale ale Mișcării Acțiunii Europeană care își le propune în următorii 4 ani de zile? Da, noi ne-am propus ca Republica Moldova să meargă pe calea europeană, deoarece toate statele care au mers pe această cale, în esență, astăzi au un nivel de dezvoltare destul de înalt și oamenii trăiesc foarte, foarte bine. Ori dacă vorbim despre Est, pentru noi este important să avem și un parteneriat strategic cu Rusia. Știm astăzi că mulți cetățeni noștri lucrează acolo, avem și exporturi și multe alte lucruri, dar numai pe bază de parteneriat bilateral. Domnule Climenco, noastră vreți Uniune Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan ca și Partidul Umanist? Мы об этом не говорили, но я считаю, что это правильно. Было бы правильным решением для Молдовы. Вот мой коллега сказал, да, мой коллега сказал, что все, кто вступил в Европейский Союз, сегодня очень хорошо живут и благоденствуют. Я ему хотел бы привести пример Прибалтики, где люди сегодня нищенствуют. Я хотел бы привести ему пример Исландии, страна банкрот, которую, кстати, поддержала Россия в финансовом плане. И масса других примеров, Греция, Румыния, которая нищает все больше и больше. Поэтому не надо говорить, что Европа это, так сказать, то золотое яйцо, которое всех накормит. Это неправда. Я считаю, что исторически Молдова развивалась в контексте дружеских, особых отношений с Россией. И она должна сохранить эти отношения. Почему это важно, очень важно, именно для Молдовы? Потому что именно в России рынки сбыта, о чем было сказано, именно в России молдавские граждане находят себе работу и кормят молдавские семьи и молдавское правительство. Именно из России идут энергоносители, что очень серьезно влияет на наши экономические возможности. Поэтому наши отношения с Россией во многом будут определять благосостояние тех, кто тут остался, очень низкое, но оно будет еще ниже, если мы окончательно рассоримся с Россией. И что касается русского языка, о котором вы здесь пытались говорить. Многие политики, государственные деятели Молдовы, журналисты приходят ко мне и просят помочь устроить их детей на учебу в российские вузы. Почему они это делают? Потому что они знают,
Владение русским языком сегодня для молдавских детей – это перспектива выхода на огромные возможности. Выпускники российских вузов конкурентоспособные во всем мире. И получается, что эти политики, с одной стороны, молдавских детей загоняют в языковую резервацию, которая ограничена границами Румынии и Молдавии. Вот вы знаете молдавский язык? Все. А выйти за пределы этих границ эти дети уже не могут. Возникает вопрос, почему такая несправедливость в отношении простых молдаван? Поэтому мы считаем, что мы должны защищать права молдаван. Прежде всего, дать им возможность овладеть наравне с молдавским языком, русским языком, для того, чтобы этот человек был конкурентоспособным за пределами, в том числе, Молдовы. Интерзиче чинева, куйва, în ziua de astăzi, să studieze în limba rusă, dacă vrea? Nu știu câte facultăți și câte deștept domnul Climencu, spunând că copiii cetățenilor moldoveni, copiii etniei moldovenești nu învață limba rusă. În toate școlile în Republica Moldova se învață limba rusă, absolut în toate școlile. Noi toți cunoaștem limba rusă față de dumnealui care nu cunoaște limba română. Cum dumnealui poți să vină și să ne spune că dumneavoastră ne încălcați drepturile noastre pe când noi cunoaștem limba rusă, ei nu cunosc limba română. E o dezinformare în masă și nu știu de unde domnul se prezintă că e foarte deștept, că are foarte multe diplome și tot așa mai departe, dar duce în masă o dezinformare. Господин кандидат депутаты, для вашего сведения, есть официальная статистика Министерства образования. Она гласит, что по состоянию на учебный год 2010 года русским языком не владело в Молдове 11% выпускников. Dintr-o sută de procente. Это одну из да, тех, asta которые... Asta e foarte bine, că 89 de procente vorbesc limba rusă, domnule. Dumneavoastră дайте și, я закончу. Și acei care vorbesc limba rusă, câte procente vorbesc limba română? Spuneți-mi, vă rog, sau limba moldovnească, cum vă place să-i spuneți. Так я закончу мысль. 11% выпускников уже не владеет русским языком. В основном это выпускники из сельской местности. Если такая тенденция сохранится, то через 9 лет ни один выпускник молдавских школ не будет знать русского языка. Вы, прежде чем прийти сюда, познакомьтесь с предметом нашего спора, чтобы не выглядеть полной невеждой. Domnule, eu par foarte sincer și corect față de dumneavoastră care duceți oamenii în eroare. Faceți o dezinformare în masă. Cineva vrea să se certe cu Federația Rusă și tot așa mai departe. Sunteți dumneavoastră care ați susținut Partidul Comuniștilor, ei cred că cel mai mult au stricat relațiile cu Federația Rusă. Nu înseamnă că noi, dacă eu vorbesc limba română și vorbesc și limba rusă, sunt contra Rusiei și contra rușilor. Еще маленький комментарий, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько вы не владеете вопросом. На прошлых выборах общественно-политическое движение «Равноправие», не участвуя в выборах, было перед выбором поддержать правые силы Альянс за европейской интеграции или левые силы в лице ПКРМ. И мы пошли по правильному пути, мы призвали голосовать за коммунистов, потому что с нашей точки зрения из двух зол они были Domnule меньше. Клименко, думнявастра, моя веца, для вашего сведения. Вы самое большое зло для нашего общества, потому что разделяете общество на хороших и плохих. На негодяев и порядочных вот, людей. Вот, я вот, разделяю вот, людей на негодяев и порядочных. Кто такие негодяев, говорите мне? Это те, кто обманывает народ, обещает 500 евро пенсии, и потом об этом забывает. Это те, кто все делает для того, чтобы действительно вбить клин между молдаванами и национальными меньшинствами, в том числе нынешние лидеры нашей власти. Господин Гимпу, к примеру. Дорогие сограждане, у нас в Молдове нету дискриминации. Нету абсолютно. Дискриминация есть в Транснистрии, в Приднестровье. Вот там должен быть господин Клименко со своим равноправием и сделать так, чтобы права всех национальных меньшинств... Вот так вы знаете русский язык. Bine, он кувын нам тут сказал, спун, дин кауза эмоций, лор, кари не лес провокат думе лавры. Вы сказали, что вы знаток. Я зик, Клименко, у нас чел май путин тимп.
Eu spun că dacă mai aveți ceva important să ne spuneți, mai bine vă mai păstrați din timp un pic. Domnule Baltaga, dumneavoastră stați ca arbitru pe centru, văd că nu vă implicați în această discuție, deși aș fi vrut să aflu și punctul dumneavoastră de vedere. Da. E minoritatea rusă discriminată în Republica Moldova sau nu? Ce cazuri cunoașteți? Da, stimați alegători, uitați-vă, 20 de ani de zile, tot am auzit discuții a politicilor din stânga mea, din dreapta mea. Dacă îi votăm, cred că o să mai ascultăm încă 20 de ani sonate de acest gen. Vreau să vă spun că problemele cetățenilor noștri sunt puțin altele. Locurile de muncă, salariile mai mari, pensiile mai mari, ori aceste obiective sunt pentru rezolvarea acestor probleme, de fapt, intră și în obiectivele Mișcării Acțiunii Europeană. Vreau să vă spun că începând cu 2011 ne-am propus să creăm circa 60.000 de locuri de muncă. Vreau să vă spun că legea pensii și salarii pe care am propus-o noi prevede ca cetățenii Republicii Moldova, circa peste 300.000 de cetățeni, vor avea pensii și salarii minimale nu mai mici decât coșul minim de consum. Acestea sunt problemele de bază. Nu este atât de important dacă eu astăzi mă adresez la dumneavoastră în limba engleză, rusă, română sau o altă dacă limbă. Dacă dumneavoastră militați pentru introducerea în Constituție a noțiunii de limbă română, și care la fel provoacă discuții aprinse în societate, sunt păreri pro și contra. Pe mine mă surprinde faptul că îmi spuneți că nu este important, nu este important dacă minoritatea rusă este sau nu discriminată. Întrebarea era, cunoașteți cazuri? Cum vi se pare? Ce crede Mișcarea Acțiunea Europeană? Are minoritatea rusă drepturile necesare? Se respectă aceste drepturi sau nu? Asta era întrebarea. Da, dacă minoritățile cumva erau nefavorizate în Republica Moldova, eu cred cu siguranță aveam semnale și din est și din vest. Atâta timp cât semnale de acest gen nu prea au venit, eu cred că se simt ei foarte confortabil, chiar cât și alte minorități, gen ucraineni, găgăuși și alte minorități. Deci, așa, domnule Demian, dumneavoastră ați declarat că vreți să veniți cu două propuneri importante. Am văzut într-un interviu două propuneri importante care poate vor fi ca o scânteie. Poate le-a auzit cineva care va intra în Parlament. Dar nu vreau să le divulg, ați spus dumneavoastră, decât după ce am să fiu înregistrat. Despre ce propuneri era vorba? Care sunt cele două atât de importante? Prima propunere e ca să le interzicem partidelor politice sau prea de stânga sau prea de dreapta, ca să divizeze societatea după placul lor. Ca, de exemplu, domnul Climenco sau cei de dreapta. Eu nu sunt adeptul nici a celor de dreapta, nici a celor de prea stânga. Eu cred că pentru Republica Moldova, la etapa actuală, ar fi bună o politică, dacă vreți, poate așa, nu există așa termen, socialist-liberală. Socialist-liberal, adică să luăm și de la o ideologie și de la alta cei mai buni și să implementăm aici. Și foarte corect a spus colegul că trebuie, politicul în Moldova trebuie să se axeze pe problemele sociale și economice. Dar ca să nu încurce politicului și guvernanților în Moldova să lucreze în aceste domeniu, trebuie interzise așa partide ca alu domnul Climenco sau alții de dreapta. La care vă referiți? Unificatorii și tot așa mai departe. Eu, da, ca să mă înțeleagă, telespectatorii, filat, corect, da, Gimpu filat ne prezivaiut cu unificație Moldova cu Românii, a vă prezivaiut cu unificație Moldova cu Rusiei, и так далее. Вот всех вас надо запретить, потому что Республика Молдова независимое государство, которое не посадить. Тюрьму вы только привыкли посадить и не посадить. Республика Молдова, независимое государство, Организация Объединенных Наций и все государства, входящие в эту организацию, ее признали. И нельзя дезинформировать людей и говорить им о том, что если мы пойдем на восток, на запад или на восток, будет лучше. Будет лучше, если noi fi господар la noi în țară și să avem grijă de gospodăria noastră. Și nu trebuie să ne spuneți că dacă noi avem să fim cu ruși, avem să fim discuții, sau dacă noi avem să fim cu europeni, avem să murim de foame. Noi cred că singur putem să ne clarificăm cu problemele noastre în țara noastră, că nu e așa mare gospodărie. Cum fiecare gospodar se clarifică gospodăria lui și o aranjează după bunul să o placă, așa putem și noi să ne aranjăm țara. Dar pentru asta trebuie de eliminat din politică așa idei ca dumneavoastră și la cei din dreapta, ca să nu mai fie speculații pe această temă. Dumneavoastră trebuie, v-am spus încă o dată, să mergeți în Transnistria, acolo să faceți reguli, că acolo se încalcă drepturile minorităților naționale, nu în partea dreapta Nistrului. В Приднестровье есть господин Смирнов. Скажите, с каких пор защита прав человека это крайне правые взгляды?
Eu nu înțeleg de întrebarea domnului. Вы не поняли? Вы обвиняете меня в том, что я защищаю права человека в Молдове. Я являюсь. Вы не защищаете партии. Права человека в Молдове. Вы в обществе создаете раскол. Вы говорите всегда и везде, что нас обижают, нас гонят, нам не дают учиться. Этого нету в нашем обществе. Мы самое демократичное и самое толерантное общество из всего бывшего Советского Союза. Господин депутат, еще маленькую ремарку позвольте. Да. Уже для того, чтобы вас окончательно опустить, я хочу вас вернуть. Вот какими словами вы прибегаете? К докладу Организации Объединенных Наций, Комитет по правам человека за 2009 год, где Республика Молдова, четко записано, в Республике Молдова есть факты дискриминации по национальному признаку. Это когда почитайте доклад прошлого года Организации Объединенных Наций. Это когда тот больше я с вами не хочу говорить. Дискриминация может быть только в том, когда там записано дискриминация. Тот, который разговаривает по-молдавски, спрашивает русского о чем-то, и тот говорит, что я не знаю молдавского языка, пожалуйста, разговаривайте со мной на русском. Вот в этом есть дискриминация, потому что вы не хотите учить это вы спросите там. Așa, domnule Baltaga, cât se liniștesc un pic spiritele, vreau să vă întreb, Mișcarea Acțiunea Europeană s-a angajat să nu colaboreze cu Partidul Comuniștilor, iar în 2011 să facă toate demersurile necesare pentru a scoate simbolurile comuniste, secera și ciocanul în afara legii. Spuneți-mi și mie cum, la modul practic, vreți să faceți acest lucru în condițiile în care și în acest Parlament s-a încercat același lucru și 3 din 4 partide ale coaliției au fost de acord, dar nu s-a reușit. Cum Mișcarea Acțiunea Europeană vrea să facă acest lucru și de ce? Da, stimați alegători, vreau să vă spun că Mișcarea Acțiunea Europeană este primul partid care a introdus în statutul său, acum o săptămână la Congresul Extraordinar al Formațiunii, faptul că nu vom colabora cu comuniștii. De ce am făcut acest lucru? Din simplu motiv că am văzut că există partide democratice în Republica Moldova care șovăiesc. Șovăiesc și, din păcate, există riscul ca ei să colaboreze, așa cum au făcut-o unii în 2005 și vreau să vă aduc aminte de acest lucru, ori noi am mai trăit 4 ani de zile în comunism. Din acest punct de vedere am spus foarte clar, am dat un mesaj foarte clar societății. Mișcarea Acțiunii Europeană nu va colabora cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Acum să întrebarea ce ține de interzicerea semnilor. Cum o vom face? Printr-un proiect de lege, cum este normal să fie, există și experiența altor state. Cât ține de un alt aspect, ceea ce a spus dumneavoastră, 3 din 4 nu prea au dorit. Da, există și acest risc. Vreau să vă spun că cu această intenție, în esență, ne-am adresat populației Republicii Moldova, arătând că Mișcarea Acțiunii Europeană are voință de a face acest lucru, are și un proiect de lege și vom izbuti a-l promova în 2011, deci în Parlamentul Republicii Moldova, fiind în Parlament. De ce ar fi nevoie să scoateți în afara legii simbolurile comuniste? Care ar fi sensul? De ce? Da, pentru că astfel îi transformați Partidul Comuniștilor, exact cum au spus și domniile lor, în victime, toată lumea o să-i simpatizeze. De ce e nevoie ca să scoateți simbolurile în afara legii? Fiindcă aceste simboluri stau alături de alte simboluri în istoria umanității, de exemplu, simbolurile fasciste. Din aceste considerente, el trebuie interzis. Eu am niște întrebări blitz. Dacă suntem pregătiți să le adresăm pentru ca să ne mai destindem un pic, că ne-am încordat, am o întrebare pentru domnul, v-ați schimbat așa și eu trebuie să o găsesc, pentru domnul Baltaga era prima întrebare. Pentru domnul Baltaga, da? Suntem gata? Spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Baltaga, să găsesc întrebarea pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, câte sesiuni ordinare are Parlamentul Republicii Moldova? Două. Răspuns corect. Cea de? Primăvară și cea de toamnă. Bravo. Foarte bun răspuns. Foarte bun răspuns. Mergem mai departe. Câte minute avem ca să știm cum ne desfășurăm? Luăm publicitate sau continuăm? Poftim? A, mai avem foarte puțin timp până la publicitate, atunci am să mă adresez. Cine are cele mai multe minute? Cine are? Domnul Baltaga, tot cu dumneavoastră o să vorbim, pentru ca să echilibrăm cumva timpul, să ajungem la același nivel. Domnule Baltaga, sunt o grămadă de partide în Republica Moldova, o grămadă, multe, mă rog, multe partide care
au o atitudine pro-românească, pro-europeană. Mari diferențe între, de doctrină între aceste partide sau de platformă sau de program nu există. Nu este cazul cumva ca toate aceste partide să se așeze, să discute, să găsească o soluție pentru ca de aici să se nască o forță adevărată și să nu fie atât de segmentat acest segment, dacă se poate spune așa? Dar vreau să vă spun că Mișcarea Acțiunii Europeană a făcut câteva demersuri pe parcursul chiar ultimului an pentru Partidele Democratice din Republica Moldova de a se așeza și a discuta aspectele colaborării. Vreau să vă spun și Alianța pentru Integrare Europeană, care a fost creată în ultimul an în Parlament, există deci, ca un exemplu pozitiv în societatea din Republica Moldova atunci când partidele pot colabora și au fost înregistrate rezultate semnificative spre europenizarea Republicii Moldova. Alianța a colaborat nu din mare dragoste, dar de nevoie. Eu vorbeam despre niște formațiuni politice care au aceeași, se îndreaptă în același loc, aceleași simpatii, aceleași, promovează aceleași valori. Ele sunt foarte multe, electoratul este bulversat, de nu știe încotro să se îndrepte. De ce nu s-ar așeza toate aceste partide să găsească o soluție? Dumneavoastră spuneți că ați făcut apeluri. Cine n-a acceptat? Sau ce fel de apeluri? Publici, așa, haideți cu noi sau cum? Nu, au fost, într-adevăr, apeluri publice, cum spuneți dumneavoastră, de ce ele nu colaborează? Din simplu motiv că există partide, gen care 20 de ani de zile trâmbițează pe un subiect, gen limba care este vorbită în Republica Moldova. Ori sunt partide gen Mișcarea Acțiunii Europeană care are o platformă foarte clară, niște lucruri care își le propune să realizeze în următorii 4 ani de zile, de exemplu, și care corespund necesităților cetățenilor Republicii Moldova. Iată aici nu apare înțelegerea între partide, fiindcă unii cred că trebuie să continuăm în continuare să facem demagogie. O cetățenii Republicii Moldova așteaptă mai multe fapte și mai puțină vorbă. Care partid merge pe ideea de demagogie în continuare și nu vrea să facă ceva? Eu cred că alegerile din 28 noiembrie și cei ce vor alege cetățenii Republicii Moldova va răspunde la această întrebare. Luăm publicitate și ne întoarcem. Publicitate. Ne-am întors în studio. O altă problemă care mi-a atras atenția în platforma Mișcării Acțiunea Europeană, pentru că dumneavoastră aveți mai multe minute la dispoziție, era referitoare la Transnistria. Și Mișcarea Acțiunea Europeană spune că ne propune un nou format de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrian și operațiuni de menținere a păcii. Explicați-mi și mie despre ce concept este vorba, ce ar trebui să schimbe și de ce. Da. Vedem că din 92, de atunci de când a avut loc acel conflict și soluționarea lui până acum nu a fost efectuată de diversi politicieni din Republica Moldova, aceasta denotă faptul că acest format care există la momentul actual nu a dat roade. Probabil trebuie de încercat și în alte formate de discuții, probabil invitația României, Statelor Unite, o implicare cât mai activă a Uniunii Europene, cât și a Rusiei în dialog, deci ar putea da soluții. Ori acest lucru nu s-a întâmplat în formatul în care a fost. Din aceste considerente, Mișcarea Acțiunii Europeană, în esență, propune o implicare mai activă a acestor actori despre care am menționat. Uniunea Europeană și România? România, Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, fiindcă factorul și Ucraina ca vecin. În esență, factorii care pot influența asupra soluției acestui conflict transnistrian. Păi dați-mi voie să vă spun că în acest moment Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina, bineînțeles Tiraspolul și Chișinăul fac parte din procesul de negocieri. Da, numai cu diferite nivele de implicare. Statul de observator? Ori acest lucru se poate fi schimbat și atunci ponderea va deveni diferită pentru acești actori și soluțiile vor veni. Este domnul Botnaru? Așa, domnule Botnaru, bună seara! Bună seara! Vă așteptam la noi în vizită. Avem 3 candidați în studio, unul licențiat în drept internațional. Dacă pentru domnia sa aveți prima întrebare, puteți să-i o adresați. Este vorba despre domnul Demian. Sigur. Domnul Demian, spuneți-mi concret ce categorie reprezentați dumneavoastră acum în faza de candidat pentru funcție de deputat? Pentru că asta, ca să vă spun... De ce vă întreb? Pentru că am impresia că noi avem foarte mult egoism sau egocentrism
în această campanie, când oamenii vor să reprezinte o anumită categorie, de exemplu, cineva vrea să reprezintă doar tinerii, cineva vrea să prezinte spectrul de stânga, de dreapta, ori noi ducem lipsă, după mine, de solidaritate socială. Iată, dumneavoastră, în acest moment, vă simțiți reprezentantul cui? În pofida vârstei sau lipsii de experiență? Cum să răspund, să fie mai bine. Nu sunt reprezentantul nimănui. Sunt reprezentantul ideilor mele și propunerilor cu care vin. Nu vreau să fiu nu vreau să, de exemplu, ca domnul Climenco, să divizez societatea, spun că eu dumnealui luptă numai pentru minoritățile naționale. Eu văd niște probleme în societate cu care cred că trebuie să, pe care trebuie să le confruntăm și am venit în această campanie electorală, cum am mai spus, fără promisiuni. Vin cu niște idei și cu niște propuneri. Atât e tot. Dar asta nu seamănă cumva cu Cervantes, Don Quixote? Fiecare înțelege fiecare înțelege în felul său. Un personaj de genul ăsta nu are șanse, domnule Demian, pentru că el trebuie să aibă sprijinul de jos, din părți, în interiorul Parlamentului. Când vii de unul singur, cum să spun, ești un artist singular și atunci s-ar putea să nu ai șansă. Domnule Botnaru, eu am mai spus și la dezbaterile precedente că absolut n-am venit cu ideea că neapărat să trec în Parlament să am șansă. Am venit cu niște propuneri, ceea ce ține și de politica de extremă stângă sau extremă dreaptă, care cred eu că trebuie să fie auzite de noi guvernanți care o să fie. De ce la noi în societate, okay, dacă te implici în politică, neapărat trebuie să devii președinte? Nu cred că e corect. Orice soldat trebuie să aibă în ranița lui, știți cum. Ok, dacă se poate să trecem la... Domnul Baltaga, domnule Botnaru. Domnul Baltaga, pentru dumneavoastră am mai multe întrebări, eventual să ne încadrăm, să încercăm. Dumneavoastră insistați că aveți deputați, aveți reprezentanți în teritoriu, dar multă lume vă reproșează că, de fapt, asta este tabăra pe care ați luat-o dumneavoastră din Alianța Moldovei. Și dumneavoastră, de fapt, beneficiați din meritele pe alianțe. Abia acum o să susțineți proba de foc, abia acum o să vedeți dacă partidul resetat, e adevărat, are de potențialul ca să formeze în Parlament, sau la următoarele locale să obțină consilieri. Totuși, nu dați pe meritele alianței? Este legătura, nu prea... Nu contați pe meritele alianței și l-am și pierdut pe domnul Botnaru. Sper să restabilim relația cu domnia sa. A spus că abia de acum sunt acolo, se vede cine este acest partid, pentru că eu traduc într-un fel poate un pic mai dur, se parazitează pe anumite structuri și persoane din Alianța Moldova Noastră care au trecut la Mișcarea Acțiunii Europeană. Da, vreau să vă spun că Mișcarea Acțiunii Europeană în esență are foarte mulți membri și aceștia vin și din alte formațiuni, nu neapărat din formațiunea care a fost menționată. Ceea ce caracterizează pe tot este faptul că au acești oameni realizări în spate și își propun în următorii 4 ani de zile să vorbească mai puțin, așa cum s-a făcut în ultimii 20 de ani de zile în Republica Moldova. Ori având fapte și lucruri concrete realizate, cu siguranță avem credibilitatea că acești oameni vor realiza și în următorii 4 ani de zile. E adevărat, 28 noiembrie este o probă de foc pentru noi, dar cu susținerea cetățenilor, celor care își propun în esență să realizeze ceva în Republica Moldova, cred că am putea să trecem această probă și să trecem la fapte. Domnule Botnaru, doar că vă rog întrebările mai scurte. Foarte scurt, pentru domnul Climenco. Păi da, aveați și pentru domnul Baltaga, puteți continua cu alte întrebări, doar că mai scurt. Da, eu pentru domnul Baltaga am o întrebare, dacă se poate. Da, sigur. Domnul Baltaga, foarte scurt, spuneți-mi, vă rog, ca pentru un om care sunt la Casa de Cultură de la Strășeni, foarte convingător și laconic, convingeți-mă, vă rog, că în Europa ne așteaptă, pe noi, Republica Moldova. Foarte bine. Da. Vreau să vă spun că
În primul rând, geografic, Republica Moldova se află în Europa. În al doilea rând, vreau să vă spun că o bună parte din cetățenii noștri, circa 1 milion, sunt deja în Europa și au văzut mai multe lucruri. Acești oameni care sunt acolo au dat dovadă de oameni cu moralitate, oameni care, în esență, au venit în aceste țări ca să obțină un ban, să întoarcă acasă și să realizeze aceeași Europa la noi în Republica Moldova. Și în ultima ce vreau să spun că ultimele semnale care le-am avut de la diferiți actori internaționali, de la diferite state din Europa, arată faptul că Republica Moldova este recunoscută ca o țară europeană și atunci când vom ajunge la acele standarde europene, cu siguranță vom fi și noi membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Din acest considerent, dacă ne dorim un trai mai bun, în esență trebuie să tindem la aceste valori, la aceste rezultate și atunci va fi doar o chestie legată de partea juridică de a deveni membri cu drepturi depline. Domnul Baltaga, dar știți că există teoria că europenii de fapt ne ajută pe noi să facem ordine în casă, pentru că atunci când suflă vântul, să nu vină praful peste ei. Asta este interesul lor. Cum combateți o asemenea teorie? Eu vreau să vă spun că și în Republica Moldova există cetățeni care aplică această teorie. Este important, atâta timp cât avem susținerea țărilor din Uniunea Europeană, să avansăm, să realizăm și să ajungem la standarde europene, să ne propunem și să facem un efort ca să-l realizăm. Ori acesta este scopul în următorii 4 ani de zile a Mișcării Acțiunii Europeană. Eu aș continua la nesfârșit polemica cu dumneavoastră, dar, din păcate, mă tem să întrerupă legătura și să scap ocazia să vorbesc cu domnul Climenco, cu care ne-am despărțit rândul trecut la dezbatere după o constatare a dânsului, nu știu dacă am să citez exact, dar ca să scurtez, dați-mi voie să trec la limba rusă, voi găvările, gospodin Climenco, prošlý раз, dajte mne garantii, что я попаду в правительство, я выучу румынский язык за полгода. Меня немножко насторожило это ваше категоричное замечание. Выходит, что вам румынский язык, молдавский, нужен только для того, чтобы быть начальником. А не только... Хотя я ждал, что вы могли бы хотя бы для красного словца сказать, что хотите почитать Друци там в оригинале, или Виеру, или посмотреть кино Серджио Продана. Все-таки это дало бы вам больше как бы очков. Все-таки вы настаиваете на том, что вам румынский нужен только для того, чтобы стать начальником или пойти во власть, как вы говорите? Вы не поняли сути этого ответа. А суть заключалась в том, что сегодня у русскоязычных жителей Молдовы нет мотивации изучать государственный язык, в данном случае молдавский. Потому что даже владея молдавским языком, наши соотечественники не могут попасть в органы государственной власти управления. Вот я о чем говорил. И применительно к Хорошо, себе, коль я не... Дайте я закончу ответ. Коль вы коммунисты адресовали... жили 8 лет у власти. Господин Батнару, дайте я закончу ответ. Применительно да. ко мне вы задали, Познавали. Почему я не владею молдавским языком, это из той же оперы. У меня нет мотивации выучить молдавский язык. И речь не обо мне идет, дайте мне должность. Речь идет о русскоязычных жителях Молдовы. А я, как один из сегментов, я вам сказал, что среди наших людей очень много грамотных, подготовленных специалистов, и выучить молдавский язык, да нет проблем, но нет мотивации. Поэтому я и прошу, дайте нам мотивацию, пустите нас во власть. Например, Василий Шова или Март Качук. В течение 8 лет они прекрасно себя чувствовали во власти. Я не могу отвечать за кадровую политику ПКРМ. Я говорю о кадровой политике, общественно-политическом Господин движении. Господин Клименко, работы. В том-то и дело, что коммунистов нельзя заподозрить в махровом национализме. Как раз они были интернационалистами, и выходит, что не в этом проблема, не в том, что незнание языка. В этом По-моему, проблема. Коммунисты набирали людей как раз не по этим критериям. Они звали во власть людей, не знающих румынский, но разбирающих в каких-то вопросах. И, по-моему, это самый главный предмет для разговора. Ничего подобного. Кадровая политика ПКРМ строилась исключительно на наличии партийного билета. Domnule Botnaru, mai aveți timp, dacă doriți să puneți întrebări, puteți să, doar scurt dumneavoastră, dar invitații mai au timp. Domnul Клименко, а если все-таки случится то, что вы хотите, будет вот этот рай на земле, и русскоязычное меньшинство получит то, что хочет... как вы говорите,
Вы же окажетесь не у дел. Тогда, тогда вы не будете делить вот эти стипендии, не будете делить фонды на издание книг. Что тогда случится с вами, с вашей организацией? Тогда мы наконец-то сделаем с Молдовы нормальную страну. Domnule Bodnaru, mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, ne revedem luni, seara, deja. Un weekend plăcut vă doresc. Revenim în studio. Domnul Baltaga are în continuare cel mai mult timp și mă întorc un pic la ceea ce a afirmat domnia sa mai devreme, că Mișcarea Acțiunea Europeană a propus partidelor extraparlamentare mici și candidaților independenți, așa suna textul, să renunțe să candideze și să vină să se regăsească în Mișcarea Acțiunea Europeană. Cui anume ați propus și ce ați propus în schimbul acestui lucru? Adică cu ce propuneri ați venit concrete? Da. Vreau să vă spun, în primul rând, de ce am lansat această propunere. Noi avem și dreptul moral. Dacă vă aduceți aminte, vara trecută, Mișcarea Acțiunii Europeană înainte de alegerile din 29 iulie, deci s-a retras atunci din cursa electorală, îndemnând electoratul să susțină partidele democratice. Ori acest lucru, în esență, vreau să vă spun că a determinat ca Alianța de Integrare Europeană să vină la putere în Republica Moldova. Deci noi avem o maturitate politică și acest lucru s-a întâmplat. Astăzi, când știm cu siguranță că există iarăși pericolul revenirii comuniștilor la putere, am făcut acest îndemn către partidele extraparlamentare, cât și candidații independenți, din simplu motiv pentru a se alinea alături de Mișcarea Acțiunii Europeană, pentru a avea un rezultat mai bun, ori acest lucru, în esență, va determina o stabilitate politică în Republica Moldova și faptul de a alege un președinte. Da? Fiindcă toată lumea se întreabă, vor fi 61 de mandate capabile a fi acoperite de către forțele democratice pentru a continua deci parcursul democratic în Republica Moldova. Din aceste considerente am făcut acest apel. M-ați întrebat ce am oferit. În primul rând am făcut acel apel din simplu motiv să vedem cine are interes. Până acum, deci niciun partid în esență nu își propune. Ori mă întreb eu de ce. Sau orgoliul nu le permite, sau probabil unii își pregătesc platforma ca să revină forțele care au guvernat 8 ani de zile în Republica Moldova. Întrebare blitz. Deși aș vrea să vă întreb cât la sută din nereușita creierii unei forțe puternice de centru-dreapta, de dreapta, spuneți-i cum vreți, cât la sută constituie ambiție? Ambiția celor care sunt lideri acum și nu vor mai fi într-o forță mai mare sau alte probleme de acest gen? Pentru că, de fapt, dacă e să ne uităm, mare diferență între platforme nu există. Nu există. Care întrebare? Cât la sută e ambiție? Eu cred că la această întrebare trebuie inclusiv să vă răspund. Inclusiv a liderului Mișcării Acțiunea Europeană și a altor persoane din această listă, din acest partid. Nu numai ne referim la celelalte. Inclusiv la dumneavoastră. Da, vreau să vă spun că ambiția liderilor Mișcării Acțiunii Europeană constă într-un singur lucru. De a transforma deci ce se întâmplă în Republica Moldova mai multe realizări. Ori până acum s-au făcut doar fapte. Toți cei care își doresc în continuare să facă mai multe fapte în Republica Moldova, aceia sunt bineveniți în echipa Mișcării Acțiunii Europeană. Asta va spune fiecare partid. Fiecare partid în parte va spune. Я отвечу на этот вопрос. Хотите? Да, почему они не договорятся? А почему на левом берегу? Нет, и левый берег. Почему? Сегодня политики не могут договориться, потому что они не политики. Они прежде всего военные. А военные никогда не договаривались. Они всегда воевали. А политики после них договаривались. Вы смотрите, Унтилы, полковник, Посад, силовик, Воронин, генерал, Цуркан, генерал. У нас хунта какая-то идет во власть. Хунта, это, кстати, очень опасно, когда мы избиратели приведут во власть вот эту хунту с генеральскими и полковничьими погонами. Они никогда не договорятся. Они будут воевать и после выборов, потому что это в сути военных. Avem o întrebare. Dacă aș putea să-i dau și o replică domnului Clemenco.
Știți, există militari buni și există militari mai puțin buni. Dacă tot ați vorbit despre liderul nostru, vreau să vă spun că președintele partidului, Vyacheslav Vuntile, a contribuit la formarea mai multor formațiuni parcursul istoriei Republicii Moldova și vreau să vă aduc aminte de Partidul Liberal, care a fost format în 2001-2002, care a întrunit 13 formațiuni. Ori acest lucru nu este cumva, deci nu creează semne de întrebare. Da, există și militari mai puțin reușiți sau mai puțin care au avut mai puține rezultate. Ori acest lucru nu poate fi atribuit liderului nostru. Întrebare blitz pentru domnul Demian. Военные никогда не договаривались. Это препричит их профессии, их самому духу. Поэтому их нельзя пускать в политику. Он Воронин пример. Întrebare pentru domnul Демian, că are emoții deja aici. Întrebare blitz. Suntem gata, da? Foarte simplă. În câte lecturi sunt examinate legile organice? Două. Cel puțin două. Pot să fie și mai multe. Cel puțin două. Am considerat răspunsul corect. Mergem mai departe. Cine are cel mai mult timp ca să știu cu cine discut? Ah, domnul Demian? Domnul Demian, așa. Domnule Demian. Am spus că sunteți licențiat în drept internațional, lucrați ca șofer. Am văzut aici că ați primit o donație de 11.000 de lei, da, de la o pensionară din raionul Rezina. De la bunica mea. Așa, am vrut să întreb. De la bunica dumneavoastră, care cu 11.000 de lei din pensie vă susține? Doamne, până acum nu mai avut donații. Și nu numai bunica m-a susținut. Bunica a venit la Chișinău și mi-a pus pe cont. Și, da, respectiv, vine și din partea bunielului și din partea puțin la părinți, părinții peste hotare. Și vreau să spun că lucrează în Federația Rusă. Și absolut n-am nimic față de rușii din Republica Moldova. Dacă să luăm un măr și să-l tăiem în patru, în familia mea două pătrimi sunt ucraineni, o pătrimi ruși și o pătrimi moldoveni. Eu vin vin dintr-un aluat făcut din mai multe naționalități. Dar nu-mi place când vin așa domn ca domnul Climenco și aduc în societate o divizare. Merg cu o dezinformare. Mă vezi pe mine că sunt tânăr, că nu mai am absolvit și lucrez șofer, gata, e cel mai slab. Pe ei trebuie să apăs ca să-mi acumulez puncte în fața alegătorilor. Wow, e foarte frumos din partea dumneavoastră. Domnule Demian, dar spuneți-vă rog frumos, banii pe care vi-a donat bunica, câți au fost? 11.000 de lei. Deci sunt banii din pensia dumneiei? Nu numai din pensia dumneiei, v-am spus. Din pensia așa bunielului și părinții au contribuit, cu toți au contribuit acolo. De unde trebuie să iau? Nu, nicio problemă, eu vă întreb, pur și simplu vă întreb, că am văzut în informațiile despre dumneavoastră, da, că de acolo vin niște bani. Mai spuneți... Și folosesc numai pentru reclamă în internet. Mai mult nu am de unde și nici nu vreau să-i impun nici pe părinți, nici pe bunii. Lui domnul Climenco vine a râde. Dumnealui a stat atâta până, bă, cred că o câștigat ceva bani atâta timp cât dumneavoastră, cum ați spus, cu fondurile cele. Normal că lor le vine a râde. A venit un șofer și vrea să lansează în politică. A venit un om din popor care vede că permițând la așa forțe politice pe care le conduce domnul Climenco, a să ajungem la un război civil. Ceea ce nu ne trebuie, deoarece trăim cu toții foarte bine. Și nimeni pe nimeni adică nu sunt discriminări în societatea noastră. Spuneți-mi, care ar fi fost a doua problemă pe care, a doua idee cu care ați venit? Pentru că prima era interzicerea partidelor aflate pe extremă, iar a doua n-ați mai spus. Da, a doua, dacă s-o spun mai larg, dar domnul Stepaniuc, că până la urmă, să nu spun că am furat ideea de la dumnealui, eu am formulat-o mai larg. Domnul Stepaniuc a venit cu așa o idee, ca să conlucreze forțele, să fie o alianță de stânga-dreapta, ca să scoatem țara din impas, să lucreze anume în ceea ce ține de social și de economic. Aceasta a fost o coaliție largă. O coaliție largă, da. O coaliție largă, cum au mai fost și în alte țări. Sunt exemple. E posibil în alte țări, unde posibil... cu tradiții în politică și unde există câteva forțe politice, după dar în Republica Moldova. E posibil așa după ceva? După părerea mea, e posibil dacă s-or duce acei lideri de partide care nu le permit acelor persoane care lucrează în diferite partide, că sunt foarte buni specialiști și în Partidul Comuniștilor, și în Partidul Democrat, și în Partidul Liberal Democrat, și în Partidul Liberal, chiar și în Moldova, în Alianța Moldova noastră, nu, îmi cer scuze, Alianța pentru Integrare Europeană, adică în diferite partide sunt foarte buni specialiști. Lor le-ar permite. Dar cred că e problema între ceia aici,
puțină dreptate a avut domnul Climeanu când a spus că sunt niște lideri de partid care sunt generali sau sunt vin din forță și respectivii nu pot să se înțeleagă. Problema e între aceia. Ar fi posibil o largă coaliție? Ar fi posibil dacă, de exemplu, s-ar duce liderii ăștia care sunt căpățânați. Și n-ar fi așa partide ca de extremă stângă sau extremă dreaptă, să mă înțeleagă toată populația Republicii Moldova. Eu nu optez nici pentru extrema stângă, nici pentru extrema dreaptă. Nu trebuie să divizăm societatea. Ia să vedem. Ce spuneți despre constituirea unei largi coaliții pentru a scoate Moldova din criză? Da, am spus deja că Mișcarea Acțiunii Europeană nu va colabora cu Partidul Comuniștilor sub nicio formă, deci de a priori nu este posibilă cu ei orice formă de coaliție. Cu celelalte forțe democratice ne vedem în Parlament și discutăm. Bun, dar avem și niște sondaje. Până la urmă, e adevărat, rezultatele nu vor arăta chiar ca în sondaje, dar sondajele dau anumite tendințe. Putem să ne uităm cam care va fi starea de lucruri. Păi spuneți-mi, vă rog, dacă ne luăm după sondaj, da? Unde Mișcarea Acțiunii Europeană avea cât? Aproape 3, da? Da, parcă. Așa mi-amintesc eu. Să admitem că intră în Parlament. Mai sus ați văzut care sunt partidele. Și atunci ce facem? Dacă nu are nicio parte, nici comuniștii n-au voturi de ajuns să aleagă președintele, nici viitoarea coaliție, să admitem că va fi constituită din partide democratice, da? Cum spuneți. Atunci ce se întâmplă? Care e soluția? Iar ajungem unde suntem? Sau ce soluție vedeți? Da, vreau să vă spun că Mișcarea Acțiunii Europeană, prin această decizie, a priori a tăiat creanga de a colabora cu PCR meu. Să știți că toată lumea din Republica Moldova va fi foarte decepționată dacă comuniștii vor reveni la guvernare. Ori noi nu ne propunem acest lucru sub nicio formă, indiferent de ce funcții s-ar propune sau indiferent de ce formă de colaborare. Cât ține de celelalte partide de care dumneavoastră menționați și care sondajele arată că trece, da, noi suntem dispuși să discutăm și să scoatem Republica Moldova din această situație care există la momentul actual. Eu am întrebat foarte clar, în condițiile în care nicio parte, nici alta nu are de ajuns de multe voturi, nu are numărul de voturi necesar. Ce se întâmplă? Iar ajungem... Încăpățânare până unde ajungem? Deci poate fi creat un nou referendum, de exemplu, da? Este posibil juridic, este soluție, există și alte soluții. După 2 ani, din câte îmi dau eu seama, mai putem avea încă un referendum. Da. Dați să vedem rezultatele și apoi să discutăm, fiindcă oamenii așteaptă mai multe rezultate decât bârfe. Da, domnule Climenco, eu mi-am notat undeva o declarație a domniei voastre care afirmați că da, că Mișcarea Ravnopravie reprezintă de fapt minoritățile naționale care constituie aproape 25% din populația Republicii Moldova și vreau să vă întreb, și v-ați declarat apărătorul acestei categorii de populație. Păi dacă apărați 25% și sunteți atât de iubită această mișcare, da? De ce acumulați atât de puțin la alegeri? De ce nici reprezentanții minorităților nu vin să vă voteze? Ну, видимо, плохо работали на тех выборах. Надеюсь, что на этих выборах результат будет другим. Это во-первых. А во-вторых, многие наши соотечественники, они до последнего верили обещаниям коммунистов, платформ политическая которых очень совпадает с нашей. И верили в то, что это более сильная с традициями партия, которая своих слов на ветер не бросает. Когда оказалось, что бросает, тогда, конечно, национальные меньшинства резко развернулись в сторону общественного политического движения равноправия. И посмотрим, чем закончатся эти выборы. Я считаю, что эти национальные меньшинства, не эти, а все национальные меньшинства Республики Молдова, в основном они умные люди и не идут на поводу таким призывам, как у господина Клименко. Потому что они знают, что живут в мире со всеми в Республике Молдова. Поэтому они голосуют за них. Аша, авете реплика, дака ну, мечем этой партии. Нет, вы знаете, даже реплики нет, потому что... Как легко вот так... Eu aveam o întrebare blitz pentru dumneavoastră, domnule Climenco, și vreau să vă întreb cine este... Suntem avem un minut fiecare, la sfârșit, nu vă faceți griji, consumăm acum din cele 13 minute. Cine este autorul imnului Republicii Moldova? Vă știți, у меня все-таки к вам просьба.
Вот, у меня осталось сколько-то минут? Расскажите, да? Пару минут. Я хотел сказать об очень важном. Правильно сказал вот коллега, который идет в парламент, что 25% в Молдове проживает национальных меньшинств. Это наш потенциал в парламенте. Вот если мы выйдем и проголосуем за общественно-политическое движение равноправия, в парламенте будет самая крупная фракция, представляющая интересы этой части населения. И это не должно никого пугать и никого злить. Никто же не пугается и не злится, что в той же Румынии венгры имеют очень сильную фракцию в румынском парламенте. Это нормальная европейская практика. Мы вот о чем хотим, обращаясь к всем жителям Молдавии, вот о чем хотим донести до них, что давайте жить по европейским меркам, если мы хотим в Европу и стремимся туда. Поэтому особое у меня все-таки особое мнение и особое обращение это тем, кто может быть нашим потенциальным союзником на этих выборах. Это молдаване. Это люди, которых эта власть нынешняя, альянс, превратила в непонятно кто. Эта власть лишила их языка, лишила их идентичности. А власть говорит, они не молдаване, они румыны. Они на молдавском говорят, они на румынском говорят. И вообще Молдова это нечто, созданное Сталином. Нет такого. Мы никогда не позволим, чтобы с молдаванами так обращались те, кто живет в Молдавии и считает себя румыном. Пускай он будет румыном, но пускай он не нарушает права молдаван. Мы будем в этом плане всячески достаточно жестко действовать, защищая молдавскую идентичность, молдавскую государственность, молдавскую культуру. Хорошо, что наши тех 15 секунд не включены в это время, в которое вы не хотели отвечать на мой вопрос. Зато я сказал то, что я хотел сказать. На русском языке вопрос. Нет. Скажите, пожалуйста, кто автор гимна Республики Молдова? Вы... 15 секунд, ровно. Господин Матеевич. Eu îl aplaud pe domnul Клименко. Așadar, cine mai are timp? А почему вы не спрашиваете, кто музыку написал? Ой, вы не знаете или кто что? Кто написал музыку? Ответьте, пожалуйста. Александру Кристя. Вопросов есть? Мерджем май департе. Домнул Демиан Кытаре. 30 секунд. Eu vă propun așa, să aveți minutul de final, să vă adăugăm acele 30 de secunde, dacă nu aveți o altă replică în plus, sau dacă doriți o altă întrebare, cum doriți, dar eu propun să aveți un minut 30 pentru final și pentru precizări care mai aveți de făcut. Dumneavoastră, un minut și 10, dacă mi-amintesc eu bine, nu știu. Așa, le adunăm și le trecem pe minutul de final. Așadar, începem cu domnul Demian. Vă ascultăm. Minutul de final, da? Eu îndemn toți cetățenii să iasă la vot, să se gândească bine, până când a dat votul cuiva. Îi îndemn pe toți să nu voteze radicalii, nici de stânga, nici de dreapta, să voteze acei oameni deștepți, acele partide sau acei candidați independenți care cred ei că o să ducă numai beneficii statului și le urez la toți multă sănătate. Domnule Bartaga. Da. Stimați alegători, ați văzut și în această emisiune că există politicieni în Republica Moldova care în ultimii 20 de ani de zile au vorbit foarte mult, foarte frumos. Ori Republica Moldova a ajuns cea mai săracă țară din Europa și noi cu dumneavoastră simțim acest lucru de zi cu zi. Fac un apel către dumneavoastră de a susține pe data de 28 noiembrie Mișcarea Acțiunea Europeană din câteva motive. Din simplu motiv că ne propunem mai multe fapte a realiza în următorii 4 ani de zile și de a face mai puțină politică. Vreau să vă spun că toate acele inițiative pe care le-am propus în programul nostru vor fi realizate. Și acest lucru va începe chiar începând cu prima zi de lucru. Deci acel proiect de lege, pensii și salarii, care va da posibilitatea celor 330.000 de cetățeni ai Republicii Moldova de a avea pensii și salarii numai mici decât coșul minim de consum, va fi pe ordinea de zi propus de noi imediat din prima zi de activitate în Parlament. Și începând cu 2011 vom putea să trăim cu toții mult mai bine. Din aceste considerente vreau să vă îndemn să votați cheia și Mișcarea Acțiunii Europeană pe data 28 noiembrie. Din simplu motiv că doar împreună cu noi avem de parcurs o cale europeană și o dezvoltare normală în această țară. Da, mulțumesc foarte mult. Domnul Climenco, cât are? 107?
1.07, am o singură întrebare scurtă. Spuneți-mi, vă rog, numărul 12, Climenco Vitalie, inginer, pensionar, Forțele Armate, este rudă cu dumneavoastră? Нет, это однофамилец. Минута до финала. Я согласен с тем, что не надо голосовать за те партии, которые были во власти и которые привели к страну к тому ужасающему состоянию, в котором она сегодня находится. Общественно-политическое движение к этому не причастно. Общественно-политическое движение равноправие. Это партия, которая не была во власти и которая не отвечает за тот беспредел, который сегодня творится в нашей стране. Поэтому я более чем уверен, что те, кто считает Молдову Молдовой, те, кто выступает против руманизации нашей страны, те, кто считает, что права национальных меньшинств должны быть надежно защищены, те, кто считает, что русский язык должен быть государственным наравне с молдавским, те, кто считает, что Молдова должна восстановить хорошие отношения с Россией и развивать эти отношения, прежде всего, в сфере экономики, те просто обязаны голосовать за общественно-политическое движение равноправия. Другого я выбора не вижу. В противном случае во власть придут генералы, полковники, хунта, которая будет наводить порядок так, как они Mulțumesc. Считают правильным. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Succes în campanie vă doresc. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea din această seară. Ne revedem luni, începând de la ora 21, Mulțumesc. Cu alți candidați. La revedere! La revedere!